Salutare tuturor, bine ați venit din nou pe canal. Numele meu este Robert și am un ajutor suplimentar, un ajutor foarte bun chiar, Sara. Bună! Nu uitați să vă abonați, să ne dați un like și sper că vă place, îmi face plăcere să ne urmăriți. Da. Suntem la episodul numărul... 3 pentru mine și pentru tine... Cred că 5 sau 4. Nu, cred că e 4. Nu știm exact. Exact. O să vedeți în titlu. Da. Nu, cred că e 3 pentru tine și 5 pentru mine. Pentru că le-am pe la primele două când, da. pe care am jucat singur. Și 3 pe care le-am făcut împreună, deci 5. Dar o să fie pentru tine 3. Da. Cam asta este situația în momentul de față. Avem un unchi care... căruia este frig, nu este foame și este bolnav. Femeia n-are nimic. E sănătoasă tu. La care țigări e sănătoasă tu, n-am nicio problemă. Fiul e frig și e bolnav. Iar și mama soacră e foame. Da, bunicii e foame doar. O să-i dăm niște bani. Da. Ca să-și... De momentan am rămas cu $7. Femeia, mama soacră, nu știu că trebuie să-ți răs. Nu, încă e bine, încă e bine. Okay. Citește ziarul prima oară, să vedem ce ne spune. Așa. Spune să încerci să reduci numărul persoanelor care mint. Care au ca motiv minciuna. Adică dacă spune că vine ca elev și pe permis scrie, nu știu, student sau altceva, să nu lăsăm, pentru că minte. Deci deja știam asta. Am făcut deja asta, da. Trebuie să notez aici, la numărul 3. Okay. La jocul ăsta trebuie să notez, e foarte greu. Pa, familia, am plecat la muncă. Tu cu autobuzul merge, nu? Da. O să ne mai rămânem cu $1. Cotăm? În gunoi? Nu, data asta nu. Data viitoare. Deja că îi dădeam mamei sacre bani, trebuia să mergem pe jos la muncă. Da. Am rămas fix cât ne trebuie pentru autobuz. De la maxim ca să fie la... La muncă, da. S-a scumpit biletul, e $7 acum, vezi? La fix. La fix! Până la jumătate de oară să ajungem. De fapt, ne lua o zi întreagă să ajungem. Da. Oamenii din soșii, azi nu o să treceți granița cu mine. Nici cu mine. Nu suntem drăguți. Am experimentat. Dar dacă ne dați voi mai mult bani de $5, o să vă lăsăm să treceți, dar nu știu ce ați de la noi. Dacă ne dați 6 sau 7, vă lăsăm. Și dacă nu ne dați, dacă ne dați sub, vă arestăm. Deschide calculatorul, hai deschide calculatorul. Hai, deschide. Așa. Totuși n-ar trebui să ne dea un bonus când găsim persoane căutate sau ceva? Nu știu, sper să că da. Nu curăța nimeni nici. Da, deci e clar, suntem în birou ăsta murdar. Da. În care am lucrat și ieri. O să mai bag o ștampile de aprobat peste. Să credă că s-a aprobat. Vezi că avem un nou anunț. Ok, avem un nou anunț. Trenul. Deci au nevoie și un... Stai să notez aici, la punctul 4, au nevoie de un permis de lucru. De lucru. Cei permis care vin pentru lucru, da. Îmi dă înapoi puțin pe anunțul numărul 3, deci... Deci fiecare persoană care vine să muncească are nevoie de un permis de muncă. Perfect. Bun, ia să vedem ce listă de infractori avem. Nu este aceeași. Nu, e altă, da. Deci trebuie să fim mai iar atenți. Așa? Prima persoană. Cred că ne-am luat pălăria cu noi acasă, că nu mai e aici. Da, cred că am venit cu pălăria pe cap. Sau sper că n-am pierdut undeva. Sper. În autobuz. Următorul. De fapt, prima persoană pe ziua de azi. În a treia zi de muncă. Da. E la costum. Nu seamănă. Nu. Dar are doar permis din asta. Eu ce să verific?
N-am nimic ce să verific. Da, da, spune că e exact, exact. N-am ce să verific. Nu, deci ce să facem așa. Ne uităm la conversație puțin, lăsăm asta jos. Că ăsta minte, zice că-i... Ne-a furat... patul copilului. Ne-a furat patul copilului. Dar în fiecare zi ne fură ceva. Câte ceva, da. Da. Alexei. Și care e numele lui? Nu-i. Si. Ia stai să vedem cu si. Deci, a spus că e fiul... Fiul? Stanislav. 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 Nu-i. Dar ideea e că... O zis că e fiul, să vedem la discurs, că este, verișorul generalului. Au, deci ce ar trebui să-i facem de asta? Deci asta minte sigur, cum pariu că minte. Dar spune și tu, Olec, mai curând. Așa, așa, nu am putut să schimb, să-l verificăm, că te simt că o să găsim ceva asupra lui. Cred, dacă o minți despre asta, probabil. Ce mână avem și noi. Toată frumusețea. Da, exact. Unde e cam așa. Deci nu, respins clar. Da, e respins. Să zic că mersi că nu arestăm. Pentru că așa pe asta. Ia, e frumos așa. Eu. O, eu domnule, ai mințit. Nu, domnule. Las, nu-ți păcești nimic. Bun, dăm aici, dăm aici și ieșim. Bun, să dăm următorul. Următorul. Verifică puțin calculatorul să vezi dacă nu avem cumva vreun... Verifică calculatorul să vezi dacă nu avem cumva vreo problemă, ceva. Închide puțin asta cu căutați. O, deci, perfect. Deschidem apoi asta cu căutați. Stai, 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 stai. Ok. Deci vine din Elshi. Elshi. A, nu, era din Soshi. Da. Verifică datele, să vezi dacă e în regulă tot. Da. Se potrivesc. Asta. Se potrivesc. Așa. Se potrivesc. Toate. Verifică cu scannerul puțin și cred că lăsăm să treacă, nu? Da. N-ai nicio vină. Deci scrie special event. Eveniment special. Mă gândesc care voi să treacă, nu? Și acolo pe permis scrie așa? Da, da. Stai, stai, stai. Mie îmi pare suspect. Și mie, pare cum suspect. Se uită. Eu zic că ar trebui să-l arestăm. E sigur? Eu zic să nu, nu știu. Dar verifică camera cu scriverul. Dar nu are, mi se pare ciudat că nu are nimic. Dar mi se pare suspect cum se uită, adică... Da, adică e super... Ia verifică numele puțin. Ce se verifică? Lasă scannerul jos, verifică numele. Nu le-am luat pe jos. Să vedem cum... Ce... Deci... Alexei. Nu, lasă-le jos, lasă-le jos. Stai! Alexei era ăla! E căutat? Stai! Da, uite! Alexei! Uite, stai așa. Lasă-l jos. Pe celes. E click stângă. Aaa, bine să cred. Am spus că mi se pare mie uite, ciudat. Uite, Alexei! Alexei, stai puțin. Ăsta-i, mă, uite care și costum. Perfect, ăsta-i, perfect. Ăsta-i, mă, îl arestăm. Da, îl arestăm. Mă duc să-l arest. Măi, ești pe listă. Suspect, fără să mă uit pe lista de... Da, ești pe listă de infractori. N-am ce să fac. O să auzim în curând o împușcătură. Da. Da? N-ați văzut asta. Exact. Ce era? Mi se pare că mintești că scrie eveniment special, da. Deși nu cred că e un motiv. Tare. Da. Următorul. Următoarea persoană. Deci am început ziua foarte bine. Da. O persoană căutată. Dar pentru asta nu le dă bani în plus. Păi nu știu, vedem cât îți primim salar acum. Cât avem? Niciun zero, nu? Perfect. Deci spune că a venit ca să lucreze.
Ca să lucreze? Da. Pentru un an de zile. Work. Da. E da. Bun. Și îi trebuie... și-o lua și din ăla. Văd că are. O să-i verificăm. Și să vedem din ce țară are. Se potrivesc? Se potrivesc? Vezi data? Se potrivesc. Acum lasă ceva jos și ai... O, cred că trebuie să-i lăs asta. Sper să-i lăs aia. Cred că stânga. Ca să-l lua jos. Și ai... Nu. Ori pe nu se tip. Cred că trebuie să iau ăsta. E. Și cu ăsta. E. Că cred că ăsta e buletinul. Se potrivesc? Ce trebuie să pun? Da, n-ai cu ce să pun. Că scrie job-ul și... un an de zile. De zile. E? Nu. Da, lasă-le jos. Lângă. Așa. Nu-i da încă, nu-i da, nu-i da. Verifică cu scanul și pe aia să vedem, verificăm țara dacă e bună țara. Poate minte din ce țară e. Și ăsta se uită cam suspect. Exact. Nu, nu-i de pe listă. Nu, dar bărbații e așa, putru, ciudat. Nu, are ceva. A, o lingură. Mănânci ciorbă? O furată de undeva. Lasă jos. Și deschide harta. Da, l-am aruncat. Nu e problemă. Deci, noi, sigur, noi. Ui, din... Ceva cu A. Uite. A. A, R. Ăla e R. Stai puțin de aia pe la hartă, să verificăm. Armacov, ia de puțin pe... Închide harta și ia-i permisul. Ia-i permisul. La ăla asta. Arma. Da, nu, e bine, e bine. Da, e bine. Hai să-i dăm, pare în regulă. Sper să nu facem vreo greșeală. Bam! Trebuie prea puțin bani și plătim prea multă chiria, trebuie să cutăm o casă mai... Nu, acolo. Acolo. Așa. Ai cam dat și aprov. Da, o să-i umpli tot birou cu... Asta jos, tot de Q. De ce e deschis asta? Ca să fac așa. Da, nu e cum, oricum. Iar aici. Nu, stai, nu-i da, nu-i da, nu-i da, nu-i da. Să verific o dată numele, cum era numele. De E să le iei, nu, de la... E. Rudolf, nu, nu, e bine, e bine. O să-i dai. Mă, dar noi n-am verificat dacă e din soi... A, era din Arun, de da. Clic stânga. Ești ok. De ce o zis atunci? Următorul? Stai așa. Vrei să verifici dacă am făcut vreo greșeală? Da. Că mi-a părut cam suspect. Se pare că nu. Zic că înapoi este de căutat, persoane căutate și cheamă următoare persoană. Următorul! Ui, o femeie. E o femeie acolo pe listă, nu? Pentru că puțin rapid. Dar e o femeie. Să vedem dacă e după nume. Dar mi se pare foarte suspectă. A venit pentru ca să lucreze, să aibă nevoie de permis? N-are. Ah, ba da, are. Ăsta. Cu ăsta. Nu, are permis de scrals, nu? Dar n-are permis de muncă, work. Are deci, doar exact, ăsta. Exact, și trebuie și permis de muncă. Mai verificăm? Da, verificăm să fie totul în zonă, că totul e regulă. Cum putem să o lăsăm să treacă? Se potrivesc? Poate are ceva greșit. Se potrivesc. Lasă-le jos. Pe Q, nu, pe ăsta. Ce nume? Elena, Lena. Elena, Lena. E. E. Verificăm și pe asta. Da, dar stai puțin, deci toate persoanele care vreau încât să aibă permis adițional și anul are. Da, dar permis pentru muncă, nu a, are. A, pentru muncă n-are. Are doar viză. Pentru din da. Ăla. Și cam atât are. Deci să ai patru acte. Da. Și n-are, are doar scannerul, trei. Scannerul. Nu-i da ștampilă. Poate fuge. Chiu. Ops, puteți butoanele. Verific cu scannerul, să fiu sigur. Nu știu, mi-e pare suspect. Este prea încordată, exact, cum e vas. Și se roagă. Se roagă să o lăsăm să trece. Să treacă. Și mai jos și mai jos. Poți să spuneți mai dreapta? Puțin. Sus.
Nu e în regulă, dar nu puteți să lăsăm. Da. Și dacă e tu puțin asta de căutați rapid, asta de căutați? Da, nu s-a mai cufundat. Nu-i. Nu s-a mai cufundat. Da, dar e răspuns. Da. Sper să nu faci cum a făcut ăla. Da, space. Da. Uit butoanele. Deci, e foarte greu să lucrezi. Da. După cum se vede. Domnișoară. La revedere. Scuze. Următoarea persoană. Da. Deci până acum avem deja 4 lucruri de verificat. Următorul, e cred că știi ce a făcut. Ea stă la coadă, au văzut că n-are 4 acte și cred că nu s-a mai dus, că știa că după aia stă la coadă. Da. Și cred că a venit așa. Asta pare suspectă. Pentru ce vine? Tot prea acodată stau toate. Vine pentru muncă? Stai puțin. Da, spune că e dentist. Ok. Pentru 8 luni de zile e valabil. Da, deci scrie bine. Sara, uite, chemă Sara. Sara. Ca pe tine. Da, e cam suspectă. Nu seamănă deloc cu mine. Se potrivesc. Asta nu ai cum să le verifici, nu ai cum să le verifici. Lasă jos permisul și ia din click stânga. Da. Și acum ia nou pașaportul și permisul. Sara, chemă Sara. Stai, nu putem să lăsăm să treacă. Și de ce? De ce? Pentru că cei din Cracova au nevoie de permis adițional. De ce? Și tu ai pățit la fel ca cealaltă, nu? Mai că dar dacă vrei tu să lași, numai că cred că o să fim penalizat dacă lăsăm fără permis adițional. Lasă. Și cred că și asta e greșită. E bun. Sara. De ce trebuie să faci? De ce trebuie să faci tu greșeli? De ce mai dau dată pe la calculator? Te verific o de prima oară dacă are ceva. Bă, dacă e pe listă de infractori. Nu e pe listă de infractori. Stai. Nu e necesară. Ah, dar știu sigur că persoanele din Cracov au nevoie de permis de trecere și permis adițional pentru Cracov și ei nu. Ia să vedem. Ai și tu furculiță? Nu are. Da, dar e respins pentru că nu are. Da. Îmi pare rău. Scuze, Sara. N-am ce să fac. E respins, da? Da. Respins. Și acum dau la tate permis. Chiar. Aș vrea să văd ce facem. Adică... La următorul client îi dau așa. Și dacă e infractor? Da, n-ați văzut nimic. Gata. Serios, gata, să terminați ceva de muncă. Da. F. Se pare că da. F. F. Nu, te dedic calculatorul prima oară. Am uitat. E. Ce m-am avut un singur, o singură persoană căutată. Ok. Acum pe șef, ca să ieși la birou. F. Să vedem că avem 22, deci tot e puțin. Deci avem chiria 7, autobuzul 7, dus întors 14, 21, deci nu putem cheltui nimic. Nimic, că dacă nu, ne rămânem pe game over. Familie, nu mai am ce să vă mai dau. S-a dus salarul, s-a scumpit autobuzul. Deci, sper să nu pierdem din nou. Că rămânem cu leu? Bun. Da, du-te direct acasă, așa. Da, să ne ia 7. Și avem 22. Nu te du așa. Da, dacă... Nu vreau. Nu, du-te. La home, nu? Da. Nu, reporter. Da, trage. Home. Da. Era să mă duc din nou la muncă. Home. Nu mai verificăm în gunoi, nu? Da, e aceeași chestie. Intră puțin la lemne să vedem dacă putem să... Dar e nici tot mașina de aici. Oricum, mai trebuie să parchezi. Nu, e mașina. Uite avem... toporul! Perfect, tai lemne ca să facem focul, că le-i frig. Da, să batem focul. Dar cum nu l-ai văzut tu? Pe I... Da, l-ai deja. Așa. A, perfect, bravo. Nu știu am uitat să faci asta.
Și stai de-mi acum. Eu ca o fată? Bine, mă. Pe ce? Clic. Ia-l. E? Și ia-l. Cum ai văzut tot toporul? Nu știu. Poți să mai iei aici lemne? Da. Uite, poți să mai iei. E? Multe chestii în jocul ăsta se face pe E. Înseamnă că trebuie să facem cumva să creștem și găini ceva ca să avem de mâncare. Da, și avem nu mai avem spor, nu mai avem loc. Nu, cătează, du-te și fă focul. Da, și dacă nu mi-ai ajuns... Păi ia topor din mână, că o să le fie frică dacă ai topor în mână. Nu, vin cu timpul. Pune-l în... Dar cum nu mai avem spațiu, că avem? Păi că ai voie doar două lemne să iei. A, nu, stai, știu de ce. De ce? Că cred că e bucată putrezită. Și nu e bună de foc sau de ce? Cred că, da. Cred că de-aia. E? A, uite că acum îmi dă. Da, spune că e nefolosită aia. Și încă o dată? Mamă! Mără! Aș. Încă o dată. Mă, te-ai făcut de ați bucăși mai mici. Nu, ajung că trebuie să faci, că-ți faci focul. Bine. Familia veri cu... Asta-i, nu cu tuporul. Ia-l, trage-l. Deci trebuie să mai căutăm niște lucruri mâine. Că altfel o să pierdem dacă... nu știu. Probabil că în a doua zi. Sau tu nici atunci nu l-ai văzut. Nu, nu m-am uitat în a doua zi. Vezi, poate în a doua zi îți apare. N-avem țigări, n-avem nimic. Fu și fă focul. Deschide soba. A, știu de ce le refric. Pentru că au cele mai multe geamuri. Care nu sunt, știi? Uite, vezi? Și le fric de aia. Da, deschide soba. Pe E. Bagă-le. Și cred că trebuie să bag asta cu asta. Ce mi zice? Da, deci nu-ți dă voie. Pentru ce dai lemne atunci? Ah, cred că asta e loc de lemne. Ia să vezi acum. Nu, stai. Și dacă pui ăla, ce scrie că stai? Gata, atâta ai pus. Arde? Nu am văzut să ardă. Da, deci unchiul nu mai are mult, mai are 1%. Da, are 0%. De ce rău arată? Da. Da. Și baba? De fapt, nu e... Da. E 64. Tu ești bine. Dar trebuie să... Nu îi dau bani. Nu, că rămâne fără bilet. Da. Nu, oare nu te spui și brichet? Nu. Ăsta e 22. Nu plătează. Îi trebuie și lui medicamente oricum. Cred că mâine merge pe jos. La muncă sau trebuie să vină ceva din casă. Păi na, mâncă cărămidă. Frigiderul? Nu, așa îl deschizea, vezi dacă vine ceva în frigider. Avem doar fasolea. Ia, poți spune și asta? Nu poți spune lui frigider. Nu. Du-te la... Close. Nu pot să mă culc în pat copilului. Nu, e patul soacrei. A, ăsta? Aici era! Mai știi că aici era? Da. Săracu, tu te înghesui cu ea. Da, grasă-i. Du-te și ea. Și patul unchiului. Da, exact. M-a rămas fără nimic aproape. Și numai ea mai poate să doarmă undeva. Dar știi ce putea face ea? Ia să doarmă în fotoliu și copilul să doarmă acolo. Oricum stă tot ziua în fotoliu, deci... Băi, mai bea toate berele. Nu mai bea bere. Ba da. Nu mai bea bere. Ba da. Nu mai bea bere. Fix două mai rămas. Dar nu bea două, lasă și pentru mine una. Nu mai las. Te-ai îmbătat deja de la o bere. Bine, mai las. Nu te pune să dormi. Bine, mă duc afară. Uite, ia butelie, ia și vezi dacă poți să pui să faci foc și cu butelie. Stai, nu, pe SL. Oare ne dă bani? O vindem? Hai, vind-o și gata. E. Ne-a dat! Uite că ne-a dat! Așa mai avem energie. Da. Ia să văd cum merg. Nu, prinde să dormi ca altfel. Și mâine stai să lucrăm și luăm un energizant. Dar nu știu, mă știu ce la vecinul. Mergi, vezi ce se întâmplă. Să nu mă împuște. Aie, dacă mai fac și o dată game over, aie. O să vedem și zice not
să nu intru. Ce zic? Nu, mi-e frică, e pitiv. Nu, dar s-ar putea să fugă cu toporul după tine. Nu, intră și topor? Fugi. Da. Nu vreau, fui tu. Hai să intrăm în casă să-i furăm ceva. Fui tu. Intrăm în casă să-i furăm ceva? Bine, nu știu, mi-e frică mie. Stai să nu se uite la noi, să nu se uite la noi. Dar are toporul după el. Știu. Nu, ăsta e bețiv. Dar trebuie neapărat să facem cumva ca să intrăm în casă. Are o casă drumată, nu vezi ce are. Nu contează, poate găsim ceva bun. Aoleu, se uită. Vai, mi-e frică de nu mai pot. Dar intrarea, trebuie să intrăm ușor, așa, ca să nu ne vadă când intrăm. Stau aici, după colți. Poate el ne fură patul și toate alea. Să știi! Înapoi. Intră cu toporul și lui ăla e frică. Le frică. Și de aia le dau ce, tot ce vrei. A, mi-e frică. Gata, mi-e frică. Hai, ce ne-ai spus și tu. E că fug dacă vine după noi. Crezi că stau să... Am dat cu minus, am dat cu minus dacă fac asta, vezi? Fugi! Fugi când mai ai nimica. Ah, cât mi-e și pleci. Trebuie să vedem unde e acum. Are pistol. Ioi, are pistol. Na, aici ne-a fost sfârșitul. Da? Da. N-am bine, sunt norocos că n-am murit. Serios? Am dus la spital. Și am 20 de... Am plătit 5 dolari ca să merg la spital. Doamne, mai... Stai, mai ai televizorul? Mai ai televizorul! Hai să-l dăm la... La babă! Stai, lasă-mă dacă. Hai, pute tu și pune-l. Trebuie să închid. Pute și pune-l. Oh, babă, ți-am luat un televizor. Cred că poți să-l pui în mână. Nu. Ei? Da, pune-l în mână. Pune-l în mână. Dar cred că... Nu-mi zic că nu putem să-l... Nu, pastu-i. Nu-mi zic că nu putem pune... Nu, cred că puteți să-l vindem, dar... Da, am fost la spital degeaba. Dă-i niște bani, că altfel... I-am dat bani. I-am dat mai 6. E bun. Mai 6? Ia să vedem cât. Nu, câți bani ai dat, ia să vedem. Da. Mai dă-i 2 dolari. Ia, femeie. 8 ai dat. Mai avem 10. Nu contează, ia, bine. Ia, uite, mă. Dar o să rămânem cu 2. Nu, mă, îți mai dau eu nimica. Crește. Nu mă le încrezi fric. Lasă, nu e așa de fric. Dar nu ai cum să-l pui televizorul. A, uite că și-a mai revenit. Văd că din cauza că am făcut focul, vezi, și-a mai revenit. Ce? A, ok. Da, pe spun că ne punem... A, acum pune lemne. Pe spun că arde, da. Nu cred că nu-i de voie să pune lemne. Aici. Combine. Poate trebuie să faci ceva, nu știu. Dă-i combine ce faci. Cred că ne trebuie... Nu, pe asta aici. Cred că ne trebuie... putem să-l vindem, știi, la... La aici. Monet? Da. Să vedem unde trebuie să-l vindem. Și pe aia să ne punem să dormim, nu? Să da. Criem. Numai nu! Că ne ia 7 și după aia rămânem cu 2. Mergem, dar nu, că mergem pe jos, dar trebuie să fie aici monedul. Este aici, cred că, ceva. Oare ce avem aici? Pentru animale? Da! Da, dar avem oare ceva? N-avem. Aici sunt vacile. Uuu! E, stai, lăsa-mi pe mine. Vaca e moartă. Ce? Și trebuie să-i cumpărăm? Aveai vaci? Și găinile
Aoleu! E moartă și asta. E moartă! Avem animale moarte. Trebuie să știu că avem animale. Trebuie să luăm injecții. Oare trebuie să le dăm de 5 și 3 și după nu mai avem bani de chirie. Nu, să cumpărăm după aia, exact. Da. Și n-avem. Da, hai să ne punem să dormim și vedem televizor și cumpărăm două vaci. Da. Sau o vacă și, și o găină. Da, nu, că poate își revine dacă le dăm mâncare. Da, în prima oară le dăm mâncare. Sau poate trebuie să le cumpărăm și lor injecție. De 20 de dolari o injecție, nu se merită să luăm injecție. Și plus că n-ai cum, pentru că de obicei la muncă îți dă 22 și dacă îți dă 22, după aia mai rămân cu 2 și... Da, până trebuie să doarmi. Ai băut o bere azi, câte beri bei? Nu înțeleg că mergi la muncă, dar chiar în fiecare zi bei bere? Da. Puta, ce-i asta? Iar ai aruncat-o în pat. Da. Ești bețivancă, bețivană. Ia să vedem acum ce, ce ne spune. Dacă s-a mai îmbunătățit. Serios? Am scăpat de unghi? Da. Cum? A scăpat. Nu mai avem unghi. Nu contează, mai bine. Nu mai avem unghi. Da, avem acum 3 persoane. Bolave. Da. Aoleu, ce ai pățit, femeie? A, că nu i-am dat țipări. Mai avem 2 dolari. Hai. Ai. Și acum am crescut chiria la 8 dolari. Oh. Ah. De la 7. Deci trebuie să avem și mai mare grijă. Mult exact. Mai mare. Exact. Trebuie să vedem ce putem să mai, să mai vinem. Să vedem televizorul și butelia. Să vedem cât e medicina. E 20. Și să ne vină oameni din șoșii ca să luăm bani. Da, că n-a venit niciunul până acum. Vă mulțumim că v-ați uitat și la acest videoclip. Ce e bine că am scăpat de unchi și nu mai trebuie să-i dăm bere. Da, adică n-am scutit de niște bani. Exact, și n-am primit game over, deci... Pentru că ne-au omorât vecinul. Da, avem niște vecini foarte răi. Da, și am făcut un lucru foarte rău, că i-am furat televizorul, dar aveam nevoie neapărat de bani. Da. Vă mulțumim că v-ați uitat și share, like și abonare și comentați. Mulțumesc! Da! Pa! Facem așa.